Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez bun venit la Bursa de Sănătate. Tendința de îmbătrânire a populației preocupă toate guvernele lumii. Iată de ce măsurile de protecție pe termen lung devin o necesitate. Astăzi vom vorbi despre arhitectura centrelor destinate vârstnicilor. Invitata mea de astăzi este o arhitectă, doamna Mihaela Zanfir. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit și bine i-am găsit și pe telespectatorii dumneavoastră. Eu am auzit conceptul acesta și m-a uimit la o întâlnire pentru, la Predeal, care ați fost și dumneavoastră, ați avut o prezentare și am văzut că ați venit cu o prezentare care așa se și numea, arhitectura centrelor pentru vârstnici, și mi s-a părut un concept, înțeleg că în America este totuși dezvoltat, dar eu nu l-am mai auzit nici în România, nici în Europa. Cum ați ajuns la nișa aceasta? Preocuparea aceasta o am de circa 5-6 ani prin colaborările pe care le am cu soțul meu, care este medic geriatru. Eu fiind și în învățământ, fiind cadru didactic, oricum fac cercetare. Și atunci, de altfel, am și vrut să dau la Facultatea de Medicină. A fost foarte greu să fac o alegere între a urma Facultatea de Arhitectură sau Facultatea de Medicină și acum am ocazia să le îmbin pe amândouă. Soțul meu fiind medic geriatru, atunci am ajuns pe această nișă de arhitectură pentru persoane vârstnice, mai ales că am constatat că, din păcate, nu prea există specialiști pe această nișă, într-adevăr. Ei, nu oricine are oportunitatea de a face ceea ce îi place, sau a doua șansă, nu? Dacă exact, ați spus da, că ați vrut să faceți medicina, da, ați găsit singură această oportunitate. Și mă gândesc că România are o tradiție în geriatrie. Până la urmă, o româncă, Ana Aslan, a inventat această știință a medicinei și geriatria și gerontologia. Ele s-au exact născut în România, da, ca să da vedeți cât de departe suntem de anii aceia, prin anii 60. Din păcate, din da păcate. Da. Tendința actuală în centrele pentru vârstnici este de a combina asistența medicală cu cea socială. Bineînțeles, în funcție și de starea vârstnicului, pentru că am putea să vorbim de trei categorii de asistență pe care o putem acorda persoanei vârstnice. Există o asistență pe care vârstnicul poate să o aibă în comunitate cu păstrarea domiciliului, și asta înseamnă că vârstnicul rămâne în locuință și își poate petrece câteva ore la un centru de zi. Există varianta de a avea asistență în comunitate cu schimbarea domiciliului și asta este practic tendința cea mai modernă și alternativa cea mai modernă, și sunt centrele asistate, le-aș spune în engleză assisted living facilities, pentru că nu există o traducere și din păcate nici nu a fost implementat modelul la noi în țară încă. Și bineînțeles există a treia variantă pe care toată lumea o cunoaște mai bine, aceea de asistență medicală instituționalizată, care înseamnă de fapt căminele de tip nursing home, ca să spun titulatura modernă din limba engleză, căminele pentru vârstnici, nu le-aș spune absolut deloc azile, pentru că din păcate au o conotație peiorativă și încercăm să schimbăm percepția aceasta greșită și poate nu neapărat, pentru că într-adevăr condițiile erau foarte precare și triste în căminele de stat. Încercăm să tindem spre altceva. O reticență a românilor. Exact. Dar n-ar trebui să ne fie teamă de cuvinte. Vrem să avem, da, până la urmă, centre moderne în care vârstnicii se simt bine și se simt mai bine decât singuri acasă. Că acest singurătatea lucru este o mare problemă, într-adevăr. Și aș începe, acum mergem pe meseria dumneavoastră, da, la arhitectură, și să începem cu centrele de zi pentru vârstnicii sănătoși, sigur, care sunt pe picioare, care au activități sociale, culturale, eu știu, aici cred că lucrurile diferă, o să mergem mai încolo și la demență și la alte lucruri. Da, sigur că da. Centrele de care vorbim, vârstnicii sănătoși, bineînțeles că vârsta aduce anumite probleme. Nu putem să spunem de un vârstnic perfect sănătos. Evident că starea de sănătate începe să se degradeze, dar noi, printr-un stil de viață sănătos, putem să ne menținem pe linia de plutire. Și atunci avem nevoie de spațiu. Avem cum nevoie ați de spus, spațiu, exact. Prima spațiu dată ar trebui să fie un instrument terapeutic sau un instrument care să ne ajute să ne păstrăm viața cât mai mult timp
timp independentă. Eu spre asta încurajez, să spunem, persoanele vârstnice și nu neapărat să începem de la 65 de ani. 65 de ani fiind considerată vârsta, de fapt, este vârsta de pensionare și vârsta de la care o persoană este denumită persoană vârstnică. Aș sfătui pe telespectatorii dumneavoastră să se gândească încă de la vârsta de 50 de ani cum se gândesc că își vor continua viața, cum vor reuși să fie cât mai mult timp independenți. Și atunci, cred că, în primul rând, dacă ne propunem să rămânem acasă și să nu ne ducem la un cămin, ar trebui să ne facem locuința cât mai accesibilă și să ne ajute să fim cât mai independenți și să putem să folosim un astfel de centru doar pentru a socializa, nu neapărat pentru a avea asistență medicală. Și adică să mergem ziua acolo, exact, și noaptea să dormim acasă. Exact. Poate că e și o trecere mai ușoară, exact, e mai ușor de, da, realizat vârstnicul, acest lucru. Orice vârstnic, și vorbim mai ales de vârstnicul din România, preferă să rămână la el acasă. Nu sunt foarte mulți vârstnici care agrează mutarea la un cămin. La noi în țară este o concepție diferită. Dacă vorbim despre Occident și în Spania, vorbim de Irlanda, unde știu centre, acolo nu este o problemă. Ei chiar își propun ca de la 65 de ani poate să-și petreacă restul vieții într-un astfel de centru. Bine, au luat această hotărâre, merg, da, într-un astfel de centru. Cum ar trebui să arate un astfel de centru ca ei să se simtă bine și să se simtă bine, înțeleg, cum ați spus, că este un instrument terapeutic, să aibă, exact, standardele corecte. Da. Cum ar trebui să arate vorbim un astfel de centru? Vorbim de un centru de tip cămin. Exact, vorbim... unde merge ziua și stă acolo. Un centru și... de zi, vorbim. Un centru de zi. Un centru, da, de zi. Un centru de zi ar trebui, în primul rând, să ofere facilități de socializare. Ar trebui să existe, deci este foarte important ca vârstnicul să desfășoare activități. Să poată să joace șah, pentru că șahul stimulează memoria. Să poată să facă chestii de bricolaj, să poată să facă goblenuri, să tricoteze. Bineînțeles că aceste activități sunt adaptate în funcție de cultura din care provine persoana respectivă. Alte lucruri poate se fac în România, alte lucruri poate se fac în Spania sau în Italia sau în Irlanda. Să poate să picteze, să poată să facă spectacole, diferite spectacole, de exemplu, să poată să ia o masă caldă, pentru că sunt vârstnici singuri și în special bărbații care, rămânând fără soție, nu mai își fac de mâncare singuri. Nu își mai gătesc, singuri. Exact. Sigur. Da, și da, asta natural. Și este o problemă. Păi am identificat deja niște încăperi, nu? Din ceea ce mi-ați, da, spus. O încăpere pentru activității semisportive, exact, șahul, eu știu, da, tablele. Chiar și sportive, chiar dacă vorbiți, chiar și sportive, sunt indicate o sală de sport în care se pot face diferite activități, evident, cu un grad mediu de dificultate, cât ca poate să facă o persoană vârstnică. O sală de sport, ați o sală spus. De sport, o sală... O sală de activități. Poate să fie o sală multifuncțională în funcție de dimensiunea centrului, pentru că nu întotdeauna avem posibilitatea să facem un centru de 1000-2000 de metri pătrați, cum sunt, de exemplu, centre din străinătate. Dacă e să analizăm și din exemplele pe care le-am tot analizat, au circa 2000 de metri pătrați suprafață desfășurat. Poate că nu întotdeauna vom avea posibilitatea de o astfel de suprafață la noi în țară. Și dacă, nu știu, avem 500-600 de metri pătrați, putem să recurgem la o sală multifuncțională. O sală în care se pot întâmpla tot felul de activități. Poate să fie și spectacole, poate să fie și dans, poate să-și sărbătorească zilele onomastice, pot să și picteze acolo. Pe lângă această sală multifuncțională ar putea fi mai multe săli mai mici în care se pot desfășura cursuri, de exemplu, să folosească un calculator, să picteze. Să de limbi străină, să știți, exact, că vor să învețe, am văzut vârstnici care vor să învețe limbi străină. Este, exact, și chiar este și minunat. Încurajat, de încurajat acest lifelong learning, învățare pe tot parcursul vieții. Face foarte bine pentru memorie și te simți util și te simți integrat și asta este, până la urmă, asta este sensul, să ne simțim integrați în societatea aceasta, o societate care până la urmă ne tinde întotdeauna să, spre eficientizare, spre cât să fim întotdeauna pe fugă, suntem rapizi și atunci și vârstnicul cumva trebuie să se adapteze la stilul ăsta de viață. Avem o bucătărie obligatoriu, din ceea ce mi-a spus că trebuie, da, să, da, mănânce... Da, unde pot să gătească și singur, pentru că este o activitate plăcută pentru unii vârstnici să gătească împreună.
Așa, avem baie sau mai multă băi ar trebui, ar nu? Trebui pentru că ei au deja o patologie. Da, suferă de incontinență urinară de foarte multe ori și atunci, într-adevăr, trebuie să fie niște grupuri sanitare care ar trebui să fie cu niște finisaje adecvate unor astfel de probleme, o gresie sau linoleum care nu reține umezeala. Adică asta ca să salvăm cât de cât mirosul. Exact. Pentru că, da. Fiind să facilităm un mediu cât mai mult inodor. Așa, dar și igienic în același timp. Da. Sunt ușor de curățate aceste suprafețe, ce spuneți dumneavoastră. Da, gresia foarte... și linoleul. Exact, acela... o gresie care antiderapantă, clar, deci nu o gresie glazurată, lucioasă, o gresie antiderapantă, sau aceste linoleumuri care sunt folosite speciale, care sunt folosite și în spitale, care nu permit acumularea de miros, de mucegai. De asemenea, o atenție sporită, dacă este să intrăm în detaliu, chiar și la tâmplăria geamurilor, în așa fel făcută încât să nu rețină praf. Sunt lucruri pe care arhitectul le poate pune, da, în valoare în momentul când, da, face un astfel de proiect. Dar e foarte important ce mi-ați spus, în sensul că trebuie să fie antiderapantă suprafața, da, peste tot. Pentru că ei sunt expuși vârstnicii la fracturile de șold, care exact înseamnă o nenorocire la problemă osteoporoză, vârsta mai aceasta. Ales la femei, da. Dar urcatul scărilor, ce facem cu ele? Pentru că am văzut foarte multe cămine și de stat și private și centre de zi și cu, pe vertical cu foarte, pentru mine era cu niște scări, da, anevoioase, care însemnau un efort și atenție și din partea mea. Acolo cum ar trebui să stea lucrurile? Recomandabil ar fi ca centrele pentru persoane vârstnice să fie pe nivelul unui parter sau pe parter și un etaj. Din păcate, dacă sunt în oraș, pentru că centrele de zi, ca să fie utilizate de vârstnici, ar trebui să fie cât mai accesibile, să fie în oraș, de cele mai multe ori terenul fiind foarte scump, clădirile se înalță. Deci se înalță poate peste parter și un etaj. E absolut necesar să fie dotate cu lift. Chiar și la parter și un etaj trebuie să existe lift, trebuie să existe rampe. Dacă este cazul, chiar și 2-3 trepte pentru o persoană care utilizează scaunul rulant, pentru că vorbim și de persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, este nevoie de această rampă. Deci obligatoriu, rampa nu trebuie absolut să lipsească. Absolut. Lifturile, cum trebuie să arată? Eu vă pun tot felul de întrebări, da, pentru că mă gândesc că într-un lift foarte strâmt, poate apare claustrofobia, venim cu anxietăți, da, 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 le sigur ducem cu da noi din copilărie, le răbufnesc la o anumită vârstă. Da. Ar trebui, în primul rând, să fie clar, mai încăpător, în funcție de scaunul rulant. Vorbim întotdeauna, ar trebui să ne raportăm la un utilizator de scaun rulant, o persoană cu dizabilități. Și atunci, și într-o baie, de exemplu, vorbim de 1,5 m x 1,5 m, cel puțin spațiu, ca să poată să utilizeze, să se răsucească cu scaunul rulant. E clar că și lifturile ar trebui să fie mai spațioase, deci nu din acelea de 1 m pe 1 m. Ar trebui să fie 1,5 m x 1,5 m ca să poată fi utilizate de o persoană în scaun rulant. Și bineînțeles, de ce spuneați, și alte probleme de tip claustrofobie, intervin și alte probleme. Am auzit acum dumneavoastră, îmi spuneți dacă e mit sau dacă e o prostie, că în lifturi, dacă pui oglinzi, le dai senzația de o senzație așa mai amplă de spațiu, da, și în același timp te vezi pe tine și dispare senzația aceasta de, da, singurătate, de, și de spaimă. Este. Așa este. Oglinzile într-adevăr măresc spațiul. Acum depinde și de cine utilizează. Vorbim de vârstnici și dacă vorbim de vârstnici cu demențe, cu demență fiind, dintre demențe fiind cea mai cunoscută demența Alzheimer, s-ar putea să nu fie foarte indicate oglinzile, pentru că oglinzile mari pot să dea impresia de halucinații, pot genera alte probleme. Deci este într-adevăr de analizat în funcție de ce fel de centru vorbim, dacă este pentru persoane cu demența Alzheimer sau este pentru persoane vârstnice care nu au astfel de probleme. Atunci putem să folosim oglinzile fără nicio problemă. Păi cred că am trecut în revistă centru de zi. Nici nu sunt foarte multe în România centru de zi. Nu, sunt cluburi, întâlnim cluburi de seniori, așa zisele cluburi de seniori. Sunt câteva, dar nu la standarde, să spunem, internaționale, nu au și această asistență, ar putea să fie o asistență minimă medicală, ar putea să fie un psihiatru
psiholog care să poată să facă terapie. Cineva care să ia tensiunea, să ia o glicemie, să, ceea ce spuneți dumneavoastră, niște lucruri mărunte, de bun simț. Dar care sunt absolut necesare. Și le dă lor o siguranță că sunt bine. Că exact. Ați văzut că există psihoza asta de a-ți măsura mereu tensiunea, de a-ți lua mereu glicemia, de a te simți rău. Dar vârsta justifică aceste obsesii uneori. Da. E bine că sunt doar obsesii. Haideți să mergem la altfel de centre. Sunt așa zisele cămine. Centre acum pentru vârstnici, eu nici nu știu bine cum se numesc, văd că știți bine nici aceasta și pe asistență socială. Fostele azile până la urmă, care s-au transformat în centre cu persoane pe picioare. Eu le spun pe ce, așa cum apar ele pe site-ul Ministerului Muncii, nu cu probleme cu persoane imobilizate sau cu demență, că aici avem o graniță foarte subțire. Da. Sunt persoane care locuiesc permanent în aceste centre. Nu merg acasă decât... Da, sunt persoane instituționalizate. Sunt exact, persoane deja care... instituționalizate. Da. La dorința lor. La dorința lor, câteodată, nu neapărat că își doresc, dar problemele de sănătate sau singurătatea, incapacitatea de a-și mai putea duce traiul de zi cu zi, le împinge să facă această alegere. Dar sunt persoane totuși pe picioarele lor, asta spun, există, care da, pot persoane... să se gestioneze încă singure, cu puțin ajutor din partea unui personal calificat. Și aici aș putea să îndrăznesc să sugerez folosirea acestui model până la căminul de vârstnici, acest cămin care la noi în țară este și toată lumea vorbește de cămine de vârstnici, aș sugera modelul intermediar de centru rezidențial asistat, acest assisted living facilities, cum este denumit în exterior, acest model care asigură o asistență combinată socială și medicală în același timp. În funcție de, exact ce spuneți, de situația sau starea vârstnicului care alege să-și continue viața într-un astfel de centru. Adică sunt această asistență sociomedicală, este asigurată în proporție variabilă în funcție de problemele vârstnicului. Sau mai există aceste comunități de pensionari, tot în exterior, care sunt un fel de, să spunem, sate, comunități extinse. Am văzut în Olanda un model funcțional și foarte frumos, în care primești o casă, primești și te bucuri de o grădină, te bucuri de activități pe care ai visat toată viața. Da, adică s-ar putea să ai o viață mult mai plăcută într-un astfel de centru decât ar fi acasă și cu siguranță nu vei fi singur, vei avea posibilitatea să socializezi. Dar aici ne-am lămurit, nu le avem. Nu le avem, dar eu încurajez, adică mi se pare cel mai bun model, nu să preluăm, să-l adaptăm la ce se cere în țara noastră, pentru că românul, vârstnicul român nu-și dorește să meargă, de cele mai multe ori nu-și dorește să meargă la un cămin și sunt convinsă că acest model ar funcționa mult mai mult, adică să te duci, ai o casă în care poți să-ți duci traiul independent și pe măsură ce avansezi în vârstă și pot apărea probleme, sunt și vârstnici care se descurcă singuri. Evident, care au o bătrâneță lungă și cu o calitate a vieții foarte bună. Exact. Și sunt mulți dintre ei, dar suferă de singurătate, să știți. Aici este. Dar lucrul acesta ar suplini ce spuneți dumneavoastră. Da. E o combinație, înțeleg, între servicii sociale și medicale, un astfel de centru. Posibilitatea de a socializa, de a desfășura diferite activități, de a avea pe cineva care să-ți asigure să-ți facă cumpărăturile, să-ți aducă acasă anumite lucruri, să te ajute cu curățenia și în rest se descurcă singur și pe măsură ce apar probleme se pot muta la un alt nivel. Deci există niște juriști care se consilieze pentru că ei sunt expuși în perioada aceasta la fel de de abuzuri și s-au văzut în toată lumea. La noi mai mult pentru că nu există o protecție reală a vârstnicului, decât pe hârtie. Da, da. Bine, mergem la centrele, la azile, la fostele azile, aș actualele cămine. Aș vrea din tot sufletul să se schimbe probabil această titulatură și, de fapt, nu prea le mai întâlnim. Toate căminele particulare care au apărut se numesc cămine de vârstnici, centre de vârstnici. Ei, clar că ar trebui să se schimbe cumva perspectiva asupra proiectării unor astfel de centre și, din păcate, vorbesc acum din punctul de vedere al arhitectului, ce am văzut că se construiește și toate
poate că mine, noi, majoritatea nu răspund unor exigențe, să spunem, arhitecturale specifice acestei categorii de vârstă. Când vorbim de exigențe arhitecturale, ne gândim exact la lucruri care corespundă voilor vârstnicilor. Exact. Nu la cine știe ce principii mari de arhitectură. Nu sunt complicate, nu sunt complexe, sunt foarte simple, numai că trebuie să le luăm în seamă. Și din păcate nu există arhitecți specializați, nu știu exact cine proiectează aceste centre de vârstnici, în orice caz nu sunt arhitecți specializați pe această nișă și din păcate sunt greșeli grave, adică sunt de foarte multe ori inaccesibile. Ușile sunt nedimensionate corect, nu se poate intra cu un scaun rulant pe ușa de la baie, de exemplu. Rampele de acces în aceste cămine nu au panta necesară, adică sunt foarte abrupte de cele mai multe ori. Aspectul exterior aduce de cele adică mai multe ori... Adică am făcut rampa întrerupt foarte ca abruptă. Să fie făcută. Exact. Fără să respecte... Călaria da. Nu poate fi da. Utilizată de o persoană cu dizabilități, da. De un vârstnic... De foarte multe ori vedem exemple, am văzut și la blocuri, unde probabil că există persoane cu dizabilități, fac o rampă care are aceeași lungime cu scara. N-are cum să fie o rampă corectă. O rampă corectă trebuie să aibă, pentru a fi comodă, între 5 și 7%, adică 5 metri îi urci în 100 de metri de lungime de rampă. Deci vă dați seama cât de lină trebuie să fie această rampă. Ori, de cele mai multe ori vezi rampe la 45 de grade, sunt absolut imposibil de urcat. Deci, acestea ar fi câteva dintre greșelile arhitecturale și de da. Proiectare până la urmă și de execuție, că da. Probabil rampa aceea a fost proiectată, dar n-a din fost din păcate, eu cred că nu este proiectată. Nu știu cât se apelează de mult la arhitecți, nu știu cât de mult se respectă proiectul și asta vă spun din practica mea arhitecturală, pentru că de foarte multe ori beneficiarii nu respectă proiectul. Noi putem să dăm dimensiunile corecte și inclinațiile corecte, ei la execuție vor adapta în funcție de cum consideră și la sfaturile așa zisului constructor amabil și atotștiutor și nu mai este ce trebuie. Dar totuși, acum întreb și eu, aici n-ar trebui să intervină statul ca să impună niște standarde? Evident că există niște normative. Noi lucrăm cu niște normative și există normative pentru persoane cu dizabilități care prevăd aceste inclinații de rampe, prevăd anumite dimensiuni de uși, dar cu toate astea tot nu sunt respectate. Pentru că nu avem mecanisme de control, dar da. Vă propun să continuăm după publicitate discuția. Ne-am reîntors în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitata mea de astăzi este arhitecta Mihaela Zanfir. Sunteți printre puținii, dacă nu singura, specializată în arhitectura căminelor, centrelor destinate persoanelor vârstnice, sau cel puțin vă preocupă în mod deosebit această temă. Știu că sunteți și cadru universitar la Universitatea Ion Mincu, la Universitatea de Arhitectură. Și am fost plăcut surprinsă să aflu că studenții dumneavoastră sunt preocupați de această nișă. Sunt preocupați, încercăm să-i îndreptăm. Le și spunem că societatea se schimbă. Din păcate, tendința aceasta de îmbătrânire este o realitate pe care trebuie să o luăm în considerare. În 2050, unul din trei persoane va avea peste 65 de ani. Este o realitate pe care trebuie să o luăm în considerare. Și dacă vorbim despre Europa, despre țările civilizate, unul din trei persoane va avea peste 65 de ani. Și asta le spun studenților. Când ei vor avea vârsta aceasta, realitatea va fi cu totul altfel. Și atunci trebuie să proiectăm un mediu prietenos cu vârsta. Se presupune că în România, în 2050, vom avea o criză, un colaps, dacă lucrurile a serviciilor de asistență socială, dacă lucrurile nu se îndreaptă. Și se pot lua măsuri? Se pot lua măsuri. Nu aș putea să dau sfaturi aici pentru că nu sunt specialistă din acest punct de vedere. Ce pot eu să fac ca arhitect este să încerc să-i formez pe studenții mei să gândească în această nouă realitate care
va veni probabil și pentru care trebuie să ne adaptăm, să proiectăm puțin altfel. Asta nu înseamnă că arhitectura pentru persoane vârstnice presupune cine știe ce instalații, ce lucruri speciale sau ceva absolut ieșit din comun. Nu. Un mediu prietenos cu vârstnici este un mediu prietenos cu absolut toate vârstele. Doar că trebuie să fie mai accesibil. Adică trebuie să gândim spațiile în așa fel încât să fie accesibile pentru persoane cu dizabilități, să fie luminate corect, pentru că vârstnicul are probleme de acuitate vizuală și atunci spațiile ar trebui să fie iluminate cam de 3 ori mai mult decât pentru persoana adultă, sau pur și simplu să știm să utilizăm inteligent lumina naturală. Am vorbit în prima parte și am rămas, de fapt, la centrele pentru persoanele vârstnice, acolo unde vârstnicii sunt deja instituționalizați. Mi-ați spus câteva și ați revenit la anomaliile care se întâmplă în construirea și sau reamenajarea acestor centre, pentru că multe nu trebuie făcute de la capăt. Este dar mult mai greu să, din păcate, este mult mai greu să reamenajăm decât să facem o construcție de la zero. Când vrei să-i fie bine vârstnicului și chiar îți pasă de calitatea vieții acelui om, orice lucru se poate. Sigur că dar da. Să apelăm la specialist, pentru că nu prea se apelează. Repet, statul trebuie să-i oblige, Ministerul Muncii, pentru că el este cel care coordonează, deci nu numai că au criterii, că au standarde, recepția lucrării trebuie să se facă foarte corect. Da. Și în mediul privat și în cel de stat, pentru că am văzut că există o explozie de cămine pentru vârstnici în mediul privat, ele funcționează și pensiunea am văzut că s-a transformat în centre pentru vârstnici. Da. Biserica, iar pe lângă biserică s-au creat fel de fel de astfel de centre. Acum, eu tot vreau să fac trecerea la persoanele cu demență, însă mă gândesc că în centrele noastre de vârstnici, din păcate, ele nu sunt, nu prea văd cum ar fi în viitor apropiat, vârstnice nu sunt selecționați. Adică nu sunt centre pentru persoane cu demență, sunt la un loc toți și atunci trebuie să mergem pe realitatea aceasta. Unele persoane sunt pe picioare, altele sunt imobilizate, sunt la pat, iar altele sunt cele cu demență unde avem mari probleme de orientare și de gestionare a vârstnicului. Personalul are o mare problemă cu acei vârstnici. Un centru pentru persoane cu demență este accesibil și propice și unui vârstnic care nu are astfel de probleme. Deci dacă gândim un pas înainte, pentru că asta înseamnă până la urmă să gândim un centru pentru persoane cu demență, să avem o gândire mai avansată, adică să ne gândim ce s-ar putea întâmpla în viitor, nu înseamnă că ar putea să facă rău unei persoane care nu are astfel de probleme. Doar că trebuie să fim mai atenți la anumite lucruri. Adică e foarte important să ne gândim la cromatică. O cromatică adecvată pentru persoana cu demență ține cont că această persoană are o acuitate vizuală, de exemplu, poate mai scăzută și, de exemplu, poate nu percepe culori din spectrul verde-albastru și mai curând va percepe culori din spectrul galben-roșu. S-au făcut studii, vorbim din studii serioase, de specialitate. Sigur că, dar nu vorbesc din folclor, sunt studii de specialitate în această direcție. Adică mergem pe galben, nu? Culorile calde, galben-roșu și mai puțin pe verde-albastru, pentru că nu fac foarte bine diferența între verde și albastru. Adică renunțăm la ideea că verdele și albastru sunt culori liniștitoare, verde este specifică... o culoare liniștitoare, dar nu neapărat că nu putem să le folosim, dar nu va face, dacă vom face pentru că ce vreau să accentuez e foarte important pentru persoana cu demență și poate amintesc deși poate că telespectatorii dumneavoastră știu, cea mai mare problemă este această problemă de pierdere a memoriei. Ei se confruntă cu aceste pierdere de memorie care sunt tranzitorii, pot să dureze de mai mult sau mai puțin, pot să aibă tot felul de halucinații, devin agitați și atunci, prin cromatică, am ajuns la cromatică, nu este singurul instrument pe care îl avem la dispoziție ca arhitect, dar este un instrument important, putem să atenuăm aceste probleme, adică putem să facem din acest centru un mediu terapeutic pentru persoana cu demență. Și dacă ar trebui, în primul rând, să-l orientăm. Deci vorbim de dezorientare, deci aceste probleme de dezorientare la persoană. Asta este
mare a problema vârstnicului cu demență, lipsa de orientare, chiar într-un spațiu mic. Aminte. Da. Și dacă avem un culoar pe care sunt, de exemplu, ușile de acces la camerele rezidenților, ar fi bine ca aceste uși să aibă culori diferite. Ori dacă punem poate o ușă verde și una albastră, s-ar putea să nu se sizeze foarte bine diferența. Dacă punem o ușă albastră și o ușă roșie, de exemplu, va se siza foarte bine diferența între ele. Deci este un instrument foarte important cromatic. Băile ar trebui vopsite în aceeași culoare? Că mă gândesc așa, ar nimeri la baie, mă gândesc. În general, camerele rezidenților sunt cu baie proprie, așa ar trebui să fie. Și atunci, așa sunt standardele și nu văd cum am putea să mai facem cămine cu o baie comună. Deci fiecare cameră se recomandă să aibă baia proprie. Ei, în interiorul camerei rezidenților, probabil că baia o va nimeri, dar trebuie să aibă o culoare pe care tot așa să o sezize, o culoare distinctă, nu neapărat, poate să fie și cum spuneți dumneavoastră, cum este ușa de intrare în încăpere, dar poate mai bine diferită, pentru că s-ar putea să nu-și mai aducă aminte că este ușa de la baie, să creadă că este ușa de la cameră. Și atunci să fie marcat într-o culoare distinctă. Dar deci, o culoare pe care îl poată să o repereze. Exact. Și așa spun studiile, că vârstnicul cu demență reperează mult mai curând culoarea unui spațiu decât funcțiunea acestuia. Adică va ține mult mai bine minte că ușa de la baie este galbenă decât că acolo este baie. Alte mijloace ale arhitectului de a ajuta vârstnicii cu demență, că mi-ați spus că sunt mai multe. Sunt mai multe instrumente. Ar fi circulația, de exemplu, circulația în buclă. Trebuie să spunem că persoanele cu demență Alzheimer suferă de această dromomanie, această tendință de a merge. Sunt agitați, mai ales spre momentul serii și vor să circule. Dacă îi oprești, devin și mai agitați. Și atunci se recomandă ca centrele pentru persoane cu demență să fie proiectate cu circulație în buclă, adică să poți porni dintr-un loc și să te întorci în altul. Pentru că ei nu realizează că se vor întoarce în acel loc. Dar poți să fie controlat și în felul ăsta nici nu-i oprești, pentru că dacă merg pe un culoar drept și au o ușă, pentru că trebuie să fim atenți, nu putem să-i lăsăm să iasă, vor deveni agitați. Așa, dacă este în buclă, ei vor putea să se miște până trece această tendință de dromomanie. Acum înțeleg de ce arhitectura centrelor pentru persoane, pentru vârstnicii cu demență, e și un instrument terapeutic. Pentru că faptul că nu mai devine agitat și îl lași să umble, nu-l oprești, este într-adevăr și mai ușor de îngrijit personalul de acolo. Absolut. Bănuiesc că totuși le este greu să îngrijească astfel de persoane. Și cred că ar trebui să ne gândim atunci când proiectăm un centru pentru persoane cu demență, să ne gândim întotdeauna și la personalul care lucrează. Să fie o cameră în care acest personal se poate relaxa. Pentru că trec prin momente foarte stresante, nu este ușor. Și eu, până nu am văzut realitatea dintr-un astfel de cămin și am fost acum circa 4 ani în Malta la un curs de specializare împreună cu soțul meu pentru asistență pentru persoane vârstnice și am vizitat un cămin pentru astfel de persoane. Realitatea este foarte greu de suportat. Persoanele acestea sunt greu de gestionat, suferă și ei, suferă și cei care îi îngrijesc, suferă și familia și atunci noi, prin arhitectură, putem să facem ca toate aceste lucruri, ca toată această asistență să se petreacă mult mai simplu. Dar trebuie să ne gândim atât la personal, cât și la utilizator. Că și la aparținător, pentru că este foarte important să creăm spații în care și familia sau aparținătorii acestor persoane să fie consiliate. E greu de îngrijit un astfel de vârstnic. Da, trebuie să fii 24 din 24 de ore, așa că instituționalizarea lui devine uneori obligatorie. Este mai bine pentru persoană. Adică o persoană cu demență este foarte greu să o ții acasă. Devine foarte greu și pentru familie și chiar pentru bolnav. Din păcate, este foarte greu. S-ar putea la un moment dat să aibă din ce în ce mai multe pierderi de memorie, să nu-și mai aducă aminte nici cele mai mici lucruri. Și aduc aminte, în general, lucrurile care s-au întâmplat cu foarte mult timp în urmă, dar pot să nu-și aducă aminte ce s-a întâmplat acum 2 ore.
Asta e o altă poveste și strict medicală, memoria îndelungată, așa este. Da, memoria de lungă durată, da, este mult mai... și asta vedem toți după anumită vârstă. Țină mai bine minte lucrurile care ni s-au întâmplat în copilărie și adolescență, exact, și mai puțin lucrurile care s-au întâmplat astăzi sau ieri. Dar după știința dumneavoastră, doamna Zamfir, că văd că știți foarte bine domeniul centrelor sociale, că sunt centre sociale, da, până la urmă. Da. Ele au un medic, doi, adică personalul medical este destul de vag conturat. De cele mai multe ori în astfel de centre există un medic care nu este neapărat tot timpul prezent acolo, poate să vină o dată sau de două ori pe săptămână și, în general, asistența medicală este practic asigurată de asistenți medicali și de infirmieri. Acum pot să spun că este foarte important... E asistență, nu mai e asistență medicală. Da. Este, deci, mai mult o asistență socială cu o consistență de asistență sanitară, auxiliară. Exact. Nu, da, da. Bine, evident că dacă sunt probleme grave, acești vârstnici după aceea sunt conduși spre spitale dacă apar probleme grave. Deci aici nu se îngrijesc, și acum poate că nu vreau să fac greșel că sunt arhitect, dar nu se îngrijesc probleme grave. Sunt probleme cronice, în general. Da, dar știți cum e pentru o familie, un vârstnic? Este absolut esențial, dacă mă întrebați pe mine, să fie un medic și să fie un medic geriatru, pentru că sunt de multe ori medici de familie care sunt angajați în astfel de centri și nu sunt specializați pe persoana vârstnică, care are o patologie specifică. Și medicamentele trebuie tatonate și modul, da, de a le administra și de a vorbi cu ei. Geriatrii au competențe și de psihiatrie și, da, de nutriție, adică sunt, da, da, e o specialitate complexă. Pe tot ce înseamnă complexă, persoana vârstnică. Ca să explicăm și telespectatorilor de ce este important medicul geriatru. Dar trecând peste asta și să ne întoarcem la arhitectura unor astfel de centre, spuneți-mi din știința dumneavoastră câte din centrele din România, așa, îmi spuneți un procent, că acum nu aveți de unde să aveți o statistică, sau există măcar un centru, după știința dumneavoastră, care să respecte astfel de norme de arhitectură întrebați obligatorie? Un om foarte exigent și posibil că fiind în învățământ... Întreb un și, profesionist. Da, da. Fiind în învățământ și fiind exigentă din acest punct de vedere cu ceea ce înseamnă, până la urmă, ce mă preocupă această arhitectură pentru vârstnici, aș spune că nu am văzut până în prezent un centru care să răspundă acestor cerințe care în exterior, în Occident sau în... Sunt curente, sunt obligatorii și de bun simț. Exact, da. Și din păcate nu prea sunt. Și, pe atunci vreau haideți să luăm greșelile pe care le-am văzut eu. Da, acum. Da. Și mergem la culori, da? Sunt foarte, e foarte modern albul și negrul. Da. Și vedem în multe centre pentru vârstnici, v-am spus, și private și de stat, nu, lucrurile stau absolut la fel, nu mai contează, da? Unor chiar e mai bine la stat decât la privat, nici nu mai știm cum să o luăm, pentru că, revin, statul nu are mecanisme de control, da, aici e problema, da, albul și negru. Cum funcționează în aceste centre? Albul nu este indicat absolut deloc pentru centrele de vârstnici. În primul rând că nu te orientează și vă spun, pentru că chiar am văzut un proiect de data asta făcut în exterior, un proiect premiat de centru de vârstnici care absolut totul premiat era de alb. Cine? Premiat de arhitecți. Pentru arhitecți, dacă asta spun că gănesc de arhitecții români care nu au cunoștință. Vorbim de un exemplu din exterior de arhitecți care tot așa nu sunt specializați. Adică noi avem mirajul acesta arhitecturii minimaliste, pure, frumoase, care tinde mai mult spre artă decât spre arhitectura care este potrivită unui utilizator. Dar persoana vârstnică, când vorbim de persoane, și vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că bineînțeles, ca arhitect și ca lector universitar, am diferite situații de lucru cu studenții mei. Evident că întotdeauna contează foarte mult forma și partea estetică. Dar când vorbim despre persoana vârstnică, utilizatorul este pe primul loc. Trebuie să-i cunoaștem foarte bine problematica și să proiectăm în consecință și în armonie, de fapt, cu persoana vârstnică. Nu putem să proiectăm ceva care nu poate fi utilizat. Albul nu este
indicat pentru că, în primul rând, duce cu gândul la spital și atunci trebuie să folosim o cromatică plăcută, caldă. Nuanțe de cremuri, bejuri cu accente cromatice mai vesele, mai puternice, în funcție de spațiul respectiv. De exemplu, pentru locul de luat masa se recomandă roșu sau portocaliu, care stimulează pofta de mâncare. Pentru zona în care vrem să ne relaxăm, poate să fie o nuanță caldă de galben sau un vernil deschis, nuanțe calde. Să folosim foarte multă lumină. Aș recomanda pentru viitoarele centre care se pot face, pentru că... obligatoriu trebuie să se facă, pentru că nu avem ce face cu vârstnici. Exact. Asta trebuie să fie deja o strategie națională, guvernamentală. Și se vor face. N-au de ales. Da, să sperăm că se vor face și că vor apela la arhitect și vor respecta normativele în vigoare. Nu neapărat totul este normat. Evident că intervine și artistul, să spunem, dar să folosim ferestre mari, ferestre de sus până jos, să intre lumina naturală, pentru că vârstnicul suferă de foarte multe ori de depresie. Ferestre cu gratii? Nu. Ca să-l protejăm? Păi vă spun că sunt multe știu și chiar cunosc, am fost și eu la un cămin și am rămas șocată. Pur și simplu arată ca o închisare. Nu. Există alte elemente arhitecturale de tip brisoleiuri parasolare care pot să fie aibă același sens până la urmă, dar să aibă o altă expresie arhitecturală, o altă expresie estetică. Nu trebuie să dea senzația sub nicio formă de închisoare. Nu. Păi, nu știu acum dacă ați aflat, dar 90% dintre centrele destinate vârstnicilor au gratii. Au și spitalele gratii. Spitalul Bagdasar, care este nou renovat, s-a și făcut o întreagă... Eu vă spun că am văzut la secția de cardiologie gratii. Nu știu dacă mai sunt, dar cred că sunt, dacă erau imediat ce a fost proaspăt renovat. De foarte multe ori personalul care supraveghează este insuficient. Și arhitectura este poate nepotrivită, pentru că, vorbesc din punctul meu de vedere ca arhitect, trebuie să facilităm supravegherea rezidenților fără ca aceștia însă se simtă a fi urmăriți, nu trebuie să se simtă ca la închisoare, dar trebuie să avem această abilitate să folosim acolo unde este necesar și unde putem suprafețe vitrate care să faciliteze supravegherea rezidenților de către un personal calificat. Trebuie să existe un psiholog care să lucreze cu acești vârstnici și bineînțeles că în limbajul meu arhitectural se traduce într-un spațiu în care se poate întâmpla această consiliere, să aibă activități, să nu mizăm numai pe asistență medicală. Este obligatoriu, dar de foarte multe ori nu funcționează, pentru că este un psiholog care poate are 260 de pacienți și vorbesc cu cunoștință de cauză, n-am să dau nume, deci există un psiholog la 200 de pacienți, ce poate să facă? Este nu poate absurd, să facă. Sigur că de aici ar trebui relucrată puțin norma de psiholog. Nu este personal, din păcate. Și psiholog specializat în persoane vârstnice. Și aici ar trebui lucra puțin, pentru că e de ajuns o specializare clinică și este suficient și nu e normal. E o altă temă pentru autorități, dar să revenim la negru. Se potrivește? Pentru că se poartă culoarea și mobilierul, venghe, foarte întunecat. N-aș recomanda negru, pentru că este o culoare deprimantă. Din contră, aș recomanda culori deschise, cremuri, bejuri, nuanțe calde. Chiar și venghea a început să fie puțin depășit, de circa 2-3 ani totuși s-a mai îndulcit, să spunem, nuanța de maro și mergem mai mult spre nuanțe mai deschise, mai calde, sigur, mai naturale. Da. Lucrurile... Lumină, culoare, formă, pentru că și forma nu trebuie să folosim neapărat numai unghiuri drepte, numai forme drepte, putem să folosim și forme rotunjite care dau căldură unui spațiu. Și aș putea să spun că forma este recunoscută mai ușor de o persoană cu demență decât funcțiunea și mai mult și decât culoarea. Deci, pe primul loc ar fi forma ca importanță, apoi culoarea și apoi vorbim de funcțiune, ce se petrece în spațiul respectiv. Pentru că așa percepe vârstnicul cu probleme de memorie spațiul. Din toate centrele pe care le-ați văzut și acum ne referim la forme,
Ce forme predomină? Predomină formele absolut rectangulare. De cele mai multe ori aceste cămine arată ca niște, că sunt cămine de stat care arată ca niște blocuri, parter și patru etaje, din păcate și fără lift. Se întâmplă să nu aibă nici lift. Deci am văzut situații în care persoana vârstnică, că este la imobilizată, chiar și pe cei imobilizați îi duc la etajul 4 ca să nu mai aibă nicio șansă de a-i scoate afară și nu sunt absolut deloc de acord. O persoană imobilizată trebuie scoasă afară să-și petreacă timp într-un scaun rulant. Nu sunteți de acord, dar nu corespunde normelor. Da. Eu aici vă spun că asistenții sociali nu știu ce fac. E alt capitol unde lumea nu-și face treaba. Da. Este clar și de bun simț ce se întâmplă în timpul unui, apropo de incendii și de, eu știu, trebuie respectate standardele, nu? Trebuie nu știu câte ieșiri, nu știu câte... Bineînțeles că și din punctul ăsta de vedere... Păi și sunt respectate dacă nu există lift și sunt la etajul 4 niște persoane imobilizate? Liftul nu este un mijloc de evacuare, trebuie să existe scări. Deci evacuarea în caz de incendiu se face pe scări, nu pe lift. Să spunem că scările există. Problema este de accesibilitate de cele mai multe ori. Și ce aș mai vrea să precizez, persoanele vârstă care sunt instituționalizate, chiar și în căminele private, nu sunt stimulate să-și petreacă timp liber în exterior. Și aș insista foarte mult pe folosirea de grădini terapeutice. Vârstnicul să-și petreacă timp în exterior, să grădinărească, să facă cât mai multe activități în aer liber. Că trebuie să avem și un spațiu în aer liber și o grădină. Dar de cele mai multe ori aceste cămine se construiesc pe o suprafață foarte mică și se construiesc 80% din teren. Pentru că li se dă voie, asta vă spun. Și se speculează, pentru că, și n-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar cred că de foarte multe ori aceste cămine sunt o afacere și nu neapărat le gândim pentru a face bine unor oameni. E foarte normal să fie și să fie vorba și de valoare, de plus valoare, dar dacă s-ar impune absolut, niște dar norme, dar nu să fie acesta scopul. Și standarde, atunci unde-i lege nu-i tocmeală, iar aceste standarde trebuie verificate dacă au fost respectate sau nu. Pentru că să știți că nu este nicio dramă dacă se închid 90% dintre centre, pentru că ele oricum sunt foarte puține. Măcar să fie făcute așa cum trebuie. Nu, dar eu cred, eu sunt o persoană optimistă și vreau să cred că lucrurile se pot schimba în bine și cred că comunicarea este foarte importantă. Chiar și acești directori de cămine sunt convinsă că ar fi deschiși la comunicare și poate că dacă ar exista oportunități în care să le povestim mai mult despre cum ar trebui să arate, poate că s-ar schimba lucrurile, dar nu există, dacă nu există specializați, oameni specializați în a proiecta astfel de clădiri, atunci poate că nici ei nu știu la cine să apeleze și poate că nici ei nu conștientizează atât de mult importanța respectării unui astfel de specialist. Bine, dar dacă statul ar impune două nivele maxim la un astfel de centru, ceea ce oricum mi se pare mult, dar hai să spunem că sunt orașele mari unde nu este ai spațiu. Este posibil un parter și două etaje cu deja lift, vorbim cu de, vitraje mari. Vorbim de o chestiune de bun simț și n-ai voie mai mult. Este foarte simplu, altfel nu ești acreditat, nu poți funcționa. Nu trebuie să fie până mare la urmă, despre legislație este vorba. Legislația la noi este foarte laxă și ușor de interpretat. Probabil că nici n-a existat o intervenție a statului pe zona aceasta. A fost destul de vitregită această zonă, însă vrând nevrând realitatea ne prinde din urmă și avem nevoie de astfel de centre. Sunt convinsă că lucrurile se vor schimba în următorii ani, pentru că populația îmbătrânește. Trebuie să atragem atenția asupra acestui fapt. Nu se mai nasc copii. Deci va fi cu totul altă realitate. Deci avem nevoie și de arhitectură. Absolut. Pentru vârstnici. Nu avem nevoie doar de partea medicală și de asistență socială. Vă mulțumesc mult pentru prezența în platou. Multă vă plăcere. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă.